Mă bucur, Horst, pentru că avem oportunitatea să facem această discuție, pentru că de mult timp am vrut să o facem, foarte mulți m-au provocat cu acest subiect și am verificat și eu puțin subiectul, dar de ce am vrut să vorbesc personal cu tine, să vorbim despre noua medicină germană, okay. Pentru că foarte mulți au beneficiat pe urma lucrării doctorului Hammer și aș avea câteva puncte, în primul rând de experiența ta, ce ai învățat tu, dacă te-a influențat sau nu, și poate ce oferi prin prezentele tale care ar putea ajuta pe cei care au aplicat în viața lor descoperirile lui Hammer, doctorului Hammer, și i-a ajutat, dar totuși au nevoie de ceva mai mult. Okay. Da? Și, în primul rând, care a fost experiența ta, tu fiind tot în Germania, în același timp cu Hammer, care a fost experiența ta? Ce... Da, deci eu, prima mea întâlnire cu Hammer și cu teoria lui a fost când eram student la facultate și el venise să facă o prezentare în universitatea noastră la Freiburg, unde am studiat. Evident că pe vremea aceea medicina normală lua cam în râs ceea ce încerca el să prezinte, da? Și mai aduc eu toate amănuntele aminte, dar erau totuși destui care au fost interesați atunci să-l asculte când a dat el acea prezentare. Iar apoi am aflat așa cu timpul mai mult de el, în special atunci când oamenii veneau la mine și ziceau: păi tu zici același lucru care ce zice Hammer. Da? De atunci, clar, m-am uitat ce zice el ca să văd dacă într-adevăr este ceea ce zic și eu. Și sunt acolo niște idei și lucruri care eu zic că le-ar putea observa orice medic. Da? Adică să vadă o relație, o corelare cu un conflict și cu o boală. Și asta, da? A fost lucrarea, descoperirea lui, da, care a fost foarte frumoasă. Și exact. Deci el a văzut că la cancer s-a orientat și a văzut că el, cancerul, are mereu la bază un conflict care se reflectă în scoarța creierului și apoi în organul care acea parte o corespunde. Da? Și astfel el a mers mai departe să și specifice așa conflictul cu tare acela sau acela. Și oamenii când ascultă câteodată prezentările mele, cred că zic același lucru. Și da, e asemănător, orice problemă a omului, nu numai cancerul, vine dintr-un conflict. Da? Așa, asta cred că a fost o descoperire foarte bună a lui, în care a putut să dovedească că, de fapt, bolile și astea vin dintr-un conflict, ceva care cumva trece de fizic, de boala locală. Da, numai el a încercat să o pună în cele 5 legi biologice ale lui, fără să identifice care este cauza conflictului în definitiv. Pentru că nu ai un conflict pentru lucru fizic. Da? Doar se reflectă în fizic conflictul. Și atunci, tu dacă vrei acum să crezi că în biologie există conflict, ajungi într-o problemă care nu corespunde realității. Da. Și aici putem zice, deci el a avut niște descoperiri foarte bune, cumva a ajutat mult să deschidă că stai un pic, este mai mult decât doar boala locală, adică conflictul și relațiile noastre au mult de a face cu boala, doar că s-a blocat într-un loc. Și cred că acolo acum ar veni care este diferența între ce a prezentat Hammer, ce prezinți tu, dar poate înainte de asta, poate... ar fi poate mai ușor sau mai bine de explicat cum te-a influențat. Te-a influențat sau nu te-a influențat învățăturile lui? Nu m-a influențat în sensul că eu nu m-am orientat după ele, ci ceea ce am descoperit, să zic așa, adică ceea ce am văzut eu pe pacienții mei, a fost o experiență personală. Însă, fiind confruntat cu cei care mă puneau în aceeași linie, atunci m-am ocupat de acest lucru și am văzut și diferența. Adică încep cu
un lucru care, într-adevăr, este ajutător, să vezi conflictul, le identifici și încerci să ai o soluție pentru el, dar rămâi la acea bucățică, la acel puzzle, fără să vezi privirea de ansamblu. Și ceea ce m-a ajutat pe mine Dumnezeu este să văd privirea de ansamblu. Adică să nu văd doar conflictul acela specific, ci să văd, aha, de ce și cum funcționează aceste lucruri. Deci nu pot să zic că am fost influențat de el, pentru că n-am învățat de la el, dar evident a trebuit să mă ocup cu ceea ce zice și cu influențele care le-a avut el în viața sa, pentru că dacă studiezi așa un pic viața lui, vezi că au fost acolo și influențe foarte mistice care l-au condus pe el. Acum, ce înseamnă, din ce înțeleg eu aici, este că el a ajuns să înțeleagă, să descopere de fapt niște legi care Dumnezeu le-a pus în organism și pe baza acelor legi, cumva să descopere corelarea între stres, relații și boală. Și acum tu, mergând de la aceleași legi, ai ajuns tot acolo, doar că ai putut să treci mai departe puțin. Adică privirea de ansamblu nu o găsești la el. Noțiunea de iubire, de dragoste, că toate se învârt în jurul dragostei, n-am găsit-o. Poate vorbește de ea undeva, dar eu personal n-am văzut-o. Că nu putem avea localizată nevoia de iubire, de dreptate, că de aceea te lupți, pentru că ceva nu-i drept în percepția ta, sau poate și în realitate nu-i drept, dar de ce te lupți împotriva unei nedreptăți? Da? Adică astea au fost întrebările care mi le-am pus eu ca să zic, ok, unde e localizată punctul de conflict? Pentru că el pleacă de la creier. Și am zis, nu, că există ceva înaintea creierului care influențează sau conduce creierul. Da? Și atunci, evident că constructul uman sau modelul uman pe care eu îl prezint e diferit de cel care îl prezinte Hammer, care e tot influențat de știință, pentru că știința nu are alt model decât omul este ceea ce este creierul lui. Materia. Materia, da. Exact. Dar vorbind de un conflict nu poate să fie în materie. Adică doi atomi nu poate să certe. E imposibil ca să fie un conflict materie. De aceea am și spus că trebuie să schimbăm noțiunea de sistem imun, da, în sistem reparator, nu? Pentru că observăm că în trup există ceva care repară. Da, ne tăiem și noi îl numim imun datorită faptului pentru că avem această credință că în realitate nu există o luptă între un organ împotriva celuilalt sau o bacterie împotriva trupului nostru. Deci aceste lucruri nu există. Pentru că în fizic nu există niciodată nicio luptă. Numai într-un spirit există o confruntare, pentru că numai un spirit poate să înțeleagă, ai dreptate, ai nedreptate. O celulă nu poate să lupte împotriva alte celule. Sigur, adică din ce înțeleg eu, tu ai mers un pas mai departe în sensul că Hammer, ca și medicina alopată, totuși se luptă doar cu efectul. Da. Adică și relațiile și problemele din relații sunt tot un efect al altceva mai profund. Exact. Și acum, bazat pe legile care Dumnezeu te-a ajutat să le descoperi și să le vedem în jur, și asta de fapt este știința, descoperirea legilor pe care Dumnezeu le-a pus, ai putut să mergi mai profund decât el a putut vreodată și să fie ajutat omul să meargă chiar la rădăcină de unde pornește totul, inclusiv conflictul care duce la celălalt. Da, deci trebuie să știm ce duce la conflict, adică să nu tăiem doar ramuri ale problemei, ci rădăcina. Exact. Da? Și asta a fost căutarea mea și ceea ce m-am rugat să ajute Dumnezeu să înțeleg, pentru că am văzut că pot să tai o creacă, să-l ajute pacient să taie creacă, adică, dar dacă tai aia și nu găsesc rădăcina, pentru ce a fost acest lucru, nu? Deci, de exemplu, dacă am un conflict cu cineva și hai că ne împăcăm, nu? Noi, să zicem așa, tăiem craca, adică o rezolvăm, așa zis, efectul,
Rațiunea ne învață că e mai bine să n-ai conflict decât să ai conflict și faci ce poți. Însă, în realitate, n-ai rezolvat problema. Chiar dacă crezi că ai rezolvat. Cu celălalt poate să fie bine, da. Însă eu să totuși mă îmbolnăvesc. Să te îmbolnăvești mai departe, sau chiar dacă te-ai vindeca pentru un timp, tot nu ai rezolvat problema, pentru că dacă vine un eveniment asemănător sau un conflict asemănător, în aceeași crește iarăși creangă. Exact. Da, asta cred că e important. Și dacă ne uităm în universul acesta, luând Biblia și de fapt ce vedem, niciodată în materie nu există viață. Adică materia nu trăiește de la sine. Da, adică orice lucru material nu trăiește de la sine. Un singur lucru are viață și așa cum vedem în oameni, avem un om mort și unul viu, biologic cel mort de câteva minute sau ore este exact la fel, doar că lipsește curentul. Ala nu mai putem să-l verificăm. Dar putem să vedem că și o plantă e vie. Exact. Dar ce ține pe ea în vie? Da, că nu se ține singură, nu? Nu se poate ține singură vie și și masa asta nu se ține singură. Exact. Da? Exact. Adică, atunci, asta este, adică ce ține totul viu? Da, ce ține totuși, nu numai viu, dar ca să și funcționeze. Că avem funcții și nevii. Da? Adică masa, de exemplu, nu-i vie. Da? Dar tot stă. Da? Avem computere, avem lucruri care nu sunt vii, dar funcționează. Avem mașini, exact. Mergem de la o parte la alta. Însă, trebuie să știm că orice lucru trebuie să fie păstrat prin energie, dar cineva trebuie să o țină și aceea poate să fie în Dumnezeu. Exact. Și aici vreau să ajung că un singur lucru este viu și are putere să țină totul în viață și să se miște, iar acesta este un duh, da, un spirit. Da. Da? Și atunci, materia de la sine nu poate să existe sau să se manifeste deloc, niciodată. În niciun caz. Da. Și atunci Dumnezeu este cel care trebuie să țină planta și toate viețuitoarele viața, să, da, funcționeze, inclusiv energia în tot universul și așa mai departe. De aceea și noi suntem mai mult decât doar materie. Nu? Mm-hmm. Și ăsta este un lucru extraordinar, pentru că dacă înțeleg că de fapt Duhul în Duh, în spiritul omului este problema, atunci nu o să mă focalizez atât de mult pe trupul omului, pentru că acesta este un efect a Duhului. Al Duhului. Adică, atunci, acolo sunt relațiile, nu? Exact, acolo mă refer la cauză, știi? Evident că am grijă și de trup, dacă pot să fac ceva să ajut. Însă nu pot să găsesc cauza în trup, pentru că după lege, trupul dă doar o reacție a ceea ce a intrat în el. Exact. Și aici cred că este foarte important diferența între Hammer, care nu vorbește despre Duh, da, din câte m-am înțeles eu, vorbește despre relații și relațiile noastre în felul acesta, nu știu cât. Și nu este în centru mesajului lui necesitatea de a vedea că ceva în noi este greșit. Da? Adică înșelarea de sine nu găsește aproape nicăieri. Că noi practic ne îmbolnăvim pentru că vedem lucrurile pe dos. Da? Și asta este cheia de înțelegere. Pentru că, azi zicem, n-am încotro că cineva are un conflict cu mine. Dar dacă eu știu unde este problema, dacă eu intru în conflict și știu că este în mine și e înșelarea cu care m-am născut, atunci pot să zic, ok, desfințez înșelarea, înlocuiesc cu adevărul și atunci am rezolvat conflictul. Da? Dacă nu l-am rezolvat. Cred că aici este important să vedem că în ceea ce ar ajuta pe cei care au trăit sau aplicat învățăturile, da, și au beneficiat, exact, pe urma doctorului Hammer, ar putea să meargă un pas mult mai profund. Și anume, doctorul Hammer, de fapt, nu oferă o soluție definitivă la rădăcină, ci doar pentru efect, totuși. Da? Sigur, dar, vezi, asta îi face și medicina alopată, și medicina homeopată, și Ayurveda, care sunt acolo. Ele nu rezolvă pentru că nu știe cauza, pentru că nu-l cunosc pe om ca model. Da? Ei au un beneficiu, pentru că, până la urmă, orice terapie funcționează. Pentru că
în momentul când o aplici, pui credință în acel element și pui speranță. Și noi credem, păi e elementul care m-a vindecat, nu? Dar nu văd că pe lângă acel efect benefic al unei substanțe, da, un ceai sau ce-o fi, există ceea ce omul, prin gândirea lui, produce. Da? Și acea putere, acea schimbare de electricitate sau de curent electric în scoarță, care îl face un singur gând de speranță, e mult mai puternic decât ai lua toată, farmacia naturistă împreună. Și asta e interesant, că medicina alopată încearcă să dovedească sau să găsească medicamentele și soluțiile care să nu aibă efect, când iei placebo. Da. Da, sigur. Dar și la placebo. Noi nu înțelegem că boala este un efect al unui intervenții limitate. Nu? Adică eu astăzi mă supăr și mâine mă doare capul sau am ceva. E ca și când mă tai și acum tăietura aceea, adică depinde cât de adâncă, are nevoie de timp să se refacă. Acum, indiferent ce aș pune pe acea rană, ea definitiv se va închide. Nu? Și acum pot să spun ceva, zic, mă, cu chestia asta s-a vindecat mai repede. Hai să zicem că s-ar putea să susținem cumva natura să-i vindece mai repede. Dar dacă nu era acolo acel program de reparare, nu se întâmpla nimica. Că pot să vin cu orice element din exterior, nu se va vindeca. Deci, boala e limitată. Cea cronică nu e limitată pentru că te tai tot în același loc. Nu? De aceea, dar și boala cronică nu este ceva continuu, ci merge în valuri, da, în puseuri, până când ajunge cândva la o explozie puternică de rămâne sau duce la moarte. De aceea, nu avem cum să detectăm vreodată că ceva folosește, ajută în definitiv sau nu ajută. Nu pentru sigur, pentru că nu e nici efectul placebo, deși și efectul placebo funcționează în sensul că omul crede că intervenția aceea îl ajută. Nu? Dar nu știm dacă nu se făcea intervenția, dacă nu era deja procesul limitat și vindecarea oricum venea. Pentru că nu cunoaștem exact această funcție. De aceea zic, nu avem dovezi pentru ceva care funcționează în sens absolut, pentru că este procesul în sine limitat. Absolut. Și ăla nu-l cunoaște. Absolut. Și chiar dacă ceva ar merge și s-ar dovedi că merge, totuși merge doar la o porțiune de oameni. Exact. Nu la toți. Și atunci nu poți să fii sigur, cum ai spus, îndeosebit exact. Da, pentru că nu știm cât de tare este tăietura, cât de adâncă este tăietura psihică. Aha. Da? Exact. Că dacă ai ști cât de adâncă este, atunci dar nu poți să o măsori. Exact. O vezi numai pe baza trupului. Dar la unul dai același tratament, să zic așa, și în două zile se vindecă și ăla trebuie 10 zile, dar nu știi dacă tratamentul a făcut vreo diferență sau nu, că vindecarea oricum venea. Da? Și nu știi cât de mult este credința. Sau ceea ce oricum se vindeca. Deci eu când sunt bolnav, nu iau nimic, adică aștept să se ducă. Doar vreau să știu de unde a venit. Și rare ori, dacă nevastă mea zice, mi-a bea ceaiul ăsta sau... Știi? Deci, nu e nimic rău să susții trupul, însă, oricum, dacă nu se vindecă din interior, da? Oricum nu se vindecă. Poți să iei ceaiul ce... Dar poți să iei ceaiul ce vrei, poți să iei medicamentul, poți să iei, că sunt unii care lucrează numai cu ciuperci și... Da? Deci fiecare se axează pe o anumită parte a terapiei și da, că Dumnezeu a pus în natură peste tot lucruri care sunt benefice fizicului nostru, dar ele nu poate să schimbe mintea omului sau gândirea lui ca să fie în ordine și să nu mai distrugă trupul. Deci cauza fiind în mintea omului. Exact.
și adică eroarea despre care ai vorbit, da? Și atunci pentru aia nu există remediu fizic. Exact. Da, păi pentru că este în spirit. Exact. Și eu când am durere, mai avut așa durere de spate sau ceva, și soția îmi zicea, nu vrei să-ți fac ceva, masaj sau ceva, terapie? Am spus, nu, că sigur o să o rezolv mai repede. Okay. Pentru că atunci când doare, ești mai determinat să găsești cauza. Să profundezi lucrurile. Dacă asta cauți. Exact. Însă, cred că o problemă și în medicina, nouă medicină germană, este totuși căutarea și vânarea după rezolvarea simptomelor. Adică, ok, bun, rezolv relația, dar doar ca să meargă mie bine. Sigur, dar asta este, să zici așa, într-un sens legitim. Te doare ceva, te duci pentru că te doare. Sigur. Dacă nu te-ar durea, nu te-ai duce. Sigur. Dar numai aici vreau să zic că este o chestie tot de rezolvare a efectului și de fapt nu mergi mai profund, nu? Da, deci nu. Dacă se duce efectul, da, tu deja zici că ai rezolvat și asta este iarăși păcăleala unui efect pozitiv, da? Că sugerează, sunt sănătos, nu mai am aia, nu mai am aia, dar ai rezolvat într-adevăr cauza? Nu? Și aceasta trebuie un pic o gândire mai profundă, o înțelegere mai amplă a omului, să nu ne oprim doar la efecte, pentru că le vânăm după aceea. Nu? Eu văd cum pacienții, de aceea sunt așa de multe oferte terapeutice, pentru că unul zice, asta funcționează. Și eu văd că unii oameni în jurul meu, în familie, sunt foarte receptivi la dorința de a rezolva efectele și nu își dau silința să-și rezolve cauza. Sigur, ceea ce e fenomenal pentru mine să văd că omul mai degrabă face orice efort să rezolve un efect și nu zice, hai să văd ce mă apasă, ce este acolo, că dacă l-am rezolvat asta, siguranță efectele sunt limitate și trei. Și asta e interesant, că oricât de mult rezolvi efectul, până la urmă va veni un efect așa de tare, la care nu va mai funcționa nimic, dacă nu rezolvi cauza. Da, sigur, că niciun medicament, se adună. Am pacienți, de exemplu, care încearcă și au spus, eu tot am încercat să iert și cu cât mai mult încerc să iert, cu atât mai bolnav sunt. Da. Adică, clar, este un efort rațional, da? Dar nu înțelegi de ce trebuie să ierți sau ce este iertarea. Și atunci omul iartă după definiția iertării, dar folosindu-o pentru, ca un medicament. Da, având nevoia ca el să se vindece. Exact. El nu-i de acord că nu-i drept să gândească că altul l-a vătămat. El zice, altul m-a vătămat, da? Și atunci nu-i de acord că acel lucru nu-i corect cum îl vede. Și el zice, dar ca să meargă mie bine, nu? Iau și pastila. Îl iert ca să scap de acest lucru, că în seminarele de iertare tot la fel se vorbește. Da? Pentru ca să-ți meargă ție bine. Clar că voi avea un beneficiu din rezolvarea problemei, însă întrebarea definitivă este, îl poți iubi pe acela? Că dacă nu îl ierți din iubire, în sensul să înțelegi că nu ți-a făcut ție niciun rău, atunci n-are rost tot ce gândești. Pentru că nu poți să păcălești trupul. Rămâi victimă. Și victimizarea va aduce un efect în trup, mai repede sau mai târziu, dăunător. Și asta este ce e foarte frumos, la ce Domnul te-a ajutat să descoperi, că boala este, de fapt, o revelație a unei cauze. Un ajutor. Adică a faptului că nu există fum fără foc. Uh-huh. Și atunci, cât timp am un efect, undeva trebuie să fie o cauză, iar eu trebuie să găsesc focul ca să-l sting și să oprească și fum. Exact. Și acum, ăsta este un lucru foarte extraordinar. Pentru nu există nimic mai frumos. Exact. Și atunci îl face din om ca el să nu fie dependent de altul. Și asta cred că este extraordinar.
Da, deci pentru că asta este până la urmă problema umană, păcatul, dependența spirituală de alt om. Adică ai nevoie de un vindecător, ai nevoie de un psiholog, ai nevoie de ăla, ai nevoie de ăla. Când oricum ea nu se pot ajuta. Pentru că tu trebuie să gândești singur, să te guvernezi singur. Pentru că așa ai fost făcut să funcționezi. Da. Și acum, pe scurt, care ar fi soluția la care poate cei care au trăit în, sau au aplicat în viața lor și au beneficiat pe urma lui Hammer, care ar fi soluția pe care Hammer nu a oferit-o niciodată? Păi, soluția ar fi să înțeleg întreaga structură umană, să înțeleg că ne-am născut cu această înșelare de sine, care ne face să ne autodistrugem când apare ceva care nu este după nevoile omenești spirituale, deci nedreptate, minciună sau așa ceva, infidelitate. Și când înțeleg că trebuie să, că am ceva în mine, care m-am născut cu el, tot ce ai din concepție, așa zis, nu? Că nașterea vine după concepția, nu ai cum să rezolvi decât printr-o concepție nouă. Da? O viață nouă. O viață nouă, naștere nouă. Dar pentru ca să ai viața nouă, trebuie să realizezi că viața cu care ești acum, cu identitatea, cu ceea ce tu crezi că ești, trebuie dat drumul. Dar n-ai să dai drumul la viața asta până când n-ai să vezi că e înșelătoare. Da? La ceva care îți produce boală, îți face conflict cu toți semenii, ceva care îți face dureri, nopți nedormite. Deci tot răul pe care îl vezi că îți face această eroare născută, n-ai vrea să scapi de ea? Adică mi se pare, da, absurd. Numai dacă nu văd că ea mă determină, am să vreau să scap de ei alții. Nu? Și atunci omul își dorește să scape de acel conflict sau de acea persoană și le dorește moartea sau ce-o fi, dar nu vede că este în el problema care îl face bolnav. Și de aceea dacă omul realizează eu am problema, nu că înșelarea este a mea, dar e în mine și trebuie să o să dau drumul, dar nu pot să-i dau drumul decât când văd că este o înșelare. Și când i-am dat, când văd că e înșelare, nu mai țin. Pentru că nimeni vrea să țină înșelare. Și atunci, schimbând-o cu adevărul, am rezolvat problema de fond. Altfel, n-am rezolvat niciodată problema de fond. Asta este un lucru foarte important. Un lucru extrem de important să înțelegem că cât timp nu văd cât de bolnav sunt eu, spiritual vorbind, nu o să vreau o schimbare sau nu o să găsesc, de fapt, soluția. Pentru că putem fi bolnav fizic, dar să cred că altul este vinovat. Exact. Și atunci, cu cât mai mult cred asta, cu atât mai mult să mă îmbolnăvesc. Poate mă văd și pe mine vinovat. Deci, important este să excludem cuvântul de vină. Pentru că n-avem nicio vină cum ne naștem, cum am fost concepuți. Că n-am ales noi, nici părinții noștri, n-am ales ca să ne naștem așa. Însă acum, văzând această situație în care suntem, văzând prigionieratul, ce ne-ar opri să vrem să scăpăm? Dacă Dumnezeu a rezolvat prin Fiul Său problema și ne oferă soluția, numai, eu zic așa, o minte irațională sau orbită ar spune nu la bine. Nu? Asta e și taina, eu zic, a răului, că omul refuză binele, deși el e făcut doar pentru bine. Adică încearcă să-și salveze viața rea care o are, care da. Îl păcălește, care îl înșală, care îl duce la boală, să țină de ea cu dinții, da. Să-i bată și să-i respingă pe toți ceilalți, dar numai să o țină pe asta, da. Când colo viața asta nu a ales-o și tot ceea ce are de la ea este rău. Și atunci i s-a oferit și i se oferă o viață nouă în care să fie fericit, să fie iubit, să fie aibă pace, să aibă sănătate și viață. Pe cine n-ar vrea, nu? Exact. Deci
De aceea, când a venit Iisus și a zis, cel ce va lăsa viața, sau cel ce va vrea să-și o câștige, o va pierde. Adică să ții la ceva ce oricum e mort, care n-are posibilitate de viață, nu este înțelepciune, să zic altcumva. Și acum Iisus zice, dacă tu ții la viața asta nenorocită, o pierzi, că oricum nu e viață. Dar dacă îi dai drumul și o iei pe aia nouă, trăiești. Sigur, și în momentul acela, asta e soluția și pentru toate conflictele care le avem. Da, deci pentru că avem o singură rădăcină și o singură soluție. Problema erorii în noi sau a științei și a lucrurilor este că ne dă multe cauze. Da? Dar și am putea zice din exterior sunt multe cauze, că în exterior avem multe, pericole, așa zis, față de trup. Față de spirit nu avem niciun pericol din exterior. Și atunci, însă, problema care noi o avem, care ne distruge, este unică. E numai una singură. Și dacă aia aș rezolva-o, pentru că nu sunt răspunzător pentru circumstanțele în care sunt. Da? Deci alea nu le pot gestiona, că alea sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă eu rezolv doar acest singur lucru pe care l-am, am rezolvat toate. Asta e frumusețea lucrului. Avem o singură problemă și o singură soluție. Nu trebuie să ne să ne complicăm viața prin mai multe probleme când este numai una. Și asta este câteodată greu de înțeles pentru că cei mai mulți zic sunt mai multe probleme. Dar în om am găsit o singură problemă care îl face să fie dușmanul lui și dacă citesc Biblia și văd și în Biblie există o singură problemă, dacă aia este rezolvată, toate celelalte sunt rezolvate. Sigur, pentru că asta una duce la toate. Da, da. Acum, cineva totuși zice, oare asta mă vindecă? Mă asigură că voi fi bine? Da, deci spun și asta la pacienții mei câteodată care sunt deja într-un stadiu destul de avansat, cu cancer și nu știu ce. Zic, dacă îți rezolvi cauza, nu mai contează ce se întâmplă. Da? Dar nu văd niciun motiv de ce vindecarea să nu vină. Însă în momentul când în mintea mea am viața nouă și nu mai trăiesc pentru mine, atunci nu mai contează trăiesc sau mor, pentru că sunt slobă. Da? Și da, avem nevoia de a trăi, dar atunci nu mai am această idee că pentru mine trebuie să trăiesc, ca să-mi văd copiii sau să-mi văd nepoții sau să-i cresc pe aceea. Pentru că dacă eu îmi rezolv problema internă și sunt copilul lui Dumnezeu, orice lucru iau din mâna lui, pentru că știu că orice circumstanță el conduce spre binele meu. Și atunci sunt în pace. Nu mai lupt. Eu m-am gândit că dacă vreodată m-aș îmbolnăvi sau nu aș lupta pentru viață. Adică cel puțin văzând cum pacienții mei se luptă să trăiască și tot nu au. Tot o pierd. Și atunci am zis, o dau Domnului că oricum e astea lui și dacă va fi bine, va fi bine, dacă nu, nu. Dar eu trebuie să am această certitudine în interiorul meu că sunt copilul lui. Și atunci... Și ce a spus Iisus este lege. Cu cât mai mult vreau să salvez această viață, cu atât mai repede o pierd. Exact. Și atunci, cu cât mai repede o dau, cu atât mai multă șansă am. Exact. Deci eu nu văd că nu ar veni vindecarea. Ca eu să poată dea sănătatea. Că de fapt el mi-a dat viața și sănătatea. Da. Și eu nici măcar mă culc seara, dar nu sunt sigur că mă voi trezi. N-am niciun control asupra ei. Vreau să mă duc de aici în Germania. Da. N-am nicio siguranță că voi ajunge. Da. Și atunci lucrurile astea simple nu le pot controla, dar păi viața și sănătatea. Nu am cum. Da. Și atunci eliberarea vine atunci, cum ai spus, când iau viața aceasta lui Iisus Hristos care mi-o dă, în care am completă încredere în Creator, care mi-a dat viața, care mi-o susține, care îmi dă totul. Nu? Da, dar asta o am numai când știu adevărul despre mine. Da? Că altfel nu am cum să o primesc. Exact. Dacă nu știu adevărul despre mine, că eu sunt al lui, atunci e ca și când copilul crede că e de sine stătător, că nu are origine. Dar dacă eu știu că sunt copilul lui,
atunci adevărul acesta despre mine e eliberator. Că numai atunci te încrezi în tata. Da? Pentru că dacă nu ești al lui, cum să te încrezi? Și aici este toată problema credinței. Adică înțeleg că El m-a recreat în Iisus și mi-a dat ofertă să am o viață care ține și care zice că e veșnică, sau vreau să țin la asta care oricum nu este viață și, da, e trecătoare. Și ce gând minunat este acesta ce ai spus? Chiar astăzi vorbeam cu o pacientă mai mult timp și pur și simplu ajungi în lumea aceasta să disperi pentru că vezi că nu mai este nimeni pentru tine. Adică părinții au plecat, au murit sau așa, sau sunt chiar împotriva ta, frații sunt împotriva ta, soțul, soția, iarăși împotriva ta, ajungi la divorț sau așa, copiii te părăsesc și nu mai vorbesc cu tine și ajungi la disperare, ești singur. Sigur. Dar în momentul în care tu știi că aparții Creatorului, wow! Siguritatea s-a rezolvat din start. Din start. Nu există singuritate. Exact. Și atunci, de ce mai trebuie să mă lupt eu pentru nu știu ce? Da. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu este doar pentru binele meu. Și atunci am acea pace și atunci ce va produce, ce curent va fi în organismul meu? Pentru că în neurologia asta se vede foarte clar că toate bolile din organism vin datorită curentului nepotrivit în organism. Nu? Și atunci, odată ce eu am acea încredere, acea pace, acea plin de fericire și iubire, pentru că sunt una, adică sunt în Dumnezeu și El e totul, cum să nu fie sănătate? Absolut. De aceea cred că atunci când ajungem să fim complet una cu Dumnezeu, adică în sensul că suntem doi indivizi, dar suntem una pentru că eu vin din El. Și atunci nu mai ai în gând că tu și Dumnezeu sunteți separați în sensul adică trebuie pentru El să fac ceva sau să îi dovedesc ceva. Și dacă eu sunt una cu Tatăl meu, atunci totul facem împreună. Și această unitate între noi e toată puterea noastră. Da. Și toată vindecarea noastră. Și nu văd niciun sens ca să nu dea Dumnezeu vindecare. Dar dacă El alege altceva pentru că are un plan mai bun pentru mine și pentru toți cei din jurul meu, de ce să nu fiu de acord cu decizia Lui, când eu oricum am viața? Că chiar dacă aș adormi, n-o pierd. Că somnul acesta al morții nu mi-a viață. Da? Pentru că ea fiind în Hristos, nu se poate pierde. Da? Și atunci pot să fiu liniștit și să las ceea ce nu este în decizia mea, în mâna Lui. Este uluitor cât de disperat este omul să mai trăiască câteva ori. Da? Sau zile, da? Da, bă, este o nevoie să trăim. Dar dacă am vedea că asta nu-i viața, nu? Am da-o. Dar dacă asta e tot ce avem, e de înțeles că omul se dorește doar să mai guste un pic, da? Viața asta. Dar în moment ce ai o viață care vine din Dumnezeu, veșnică, care este veșnic, și atunci și ceea ce El dă este tot veșnic, nu mai am cum să am acea disperare, ci doar pace și niște. Sigur. Pentru că nu pierd nimic dacă adorm până la înviere. Nu, că cel care mi-a dat-o, mi va da pentru totdeauna. Da? Adică este deja acolo. Numai trec prin această fază a somnului, pentru că Dumnezeu vrea pe toți să-i mântuiască în același timp. Exact. Da? Acesta este uimitor, adică, ok, pot să o pierd în disperare, viață care oricum nu este a mea, că am moștenit-o, nici n-am ales-o și este tot ceea ce nu vreau, sau pot să aleg una și să nu pierd niciodată. Da, și cred că aici este uluitor un mesaj atât de eliberator pe care ne-l dă Dumnezeu în a găsi soluția în El. Pentru că noi nici pentru ziua de mâine n-am speranță în El. Și mă bucur că am putut să vorbim de aceasta și sper că cei care ne vor urma și în special care au beneficiat pe urma lui Hammer să meargă un pas mai departe și să găsească de fapt
să găsească că în spatele tuturor problemelor singura soluție este doar la Dumnezeu. La mine n-am nicio soluție ca om și nici în toată știința și în ceea ce ne oferă lumea. Mă trebuie să înțeleg că soluția care am în Dumnezeu e despre mine. Da? Adică în noi s-a făcut o schimbare și în noi trebuie să se facă schimbarea. Da? Deci Dumnezeu face soluția, dar în mine trebuie să se schimbe ceva ca să benefic de soluție. Că altfel în religie, în creștinism, foarte mult pun baza, apoi Dumnezeu face. Da, Dumnezeu a făcut în Iisus Hristos o viață nouă, dar nu benefic de ea, dacă în mine nu se schimbă nimic. Da? Deci, văd și această tendință că noi lucrăm în religie să schimbăm imaginea omului despre Dumnezeu. Și vrem să-L facem pe Dumnezeu mai bun decât este, sau eu știu cum. Dar problema nu este imaginea cum este Dumnezeu, ci cum îl văd eu. Acum ce trebuie să repar? Imaginea lui Dumnezeu sau vederea mea? Și noi cam vrem să reparăm asta aici, adică credem că dacă îl ajutăm pe om să-L vadă pe Dumnezeu cu alt ochi, atunci aș problema. Nu. Omul trebuie să se vadă pe sine cu alți ochi ca să-L vadă pe Dumnezeu corect. Exact. Acolo este orbirea, nu e la el, nu? Da? Deci pot să fac orice să-L desenez pe Dumnezeu într-o pictură, că dacă tu ești orb, tot nu-L ai să-L vezi. Eu trebuie să-I arăt omului, tu-L vezi greșit pe Dumnezeu datorită felul cum te-a născut. De aceea, în noi trebuie să se facă o schimbare ca apoi să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Asta este important, să facem deosebire asta, că suntem foarte ușor să zicem, da, Dumnezeu este soluția, soluția la Dumnezeu, neînțelegând că soluția pe care a făcut-o Dumnezeu a fost ca eu să-mi schimb privirea, adică eu din orbire să devin văzător și nu altfel. Și cred că este atât de frumos că Dumnezeu exact pentru asta lucrează. Prin toate circunstanțele care le avem în viața noastră, prin boală și așa mai departe, caută de fapt să ne înțelegem pe noi, da, ca să poți să găsești soluția în Hristos. Exact. Da, pentru că Hristos a venit să rezolve problema în mine. Exact. Nu, dar nu în afara mea. Exact. Da. Și acum, poate o să mai discutăm de altă dată despre mai multe detalii, dar cred că e îndeajuns ca o prezentare pentru cei din noua medicină germană și prin Harul Dumnezeu sperăm să... Pentru toți ceilalți. Pentru toți ceilalți, dar în mod special m-am bucurat atât de mult când am văzut pentru numai niște pacienți cu noua medicină germană și am zis, wow, atât de mult s-au apropiat. Mhm. Și doar un pas mai trebuie să meargă și meargă mai departe. Și asta zic, în orice situație, ceea ce ar fi cel mai neînțelept ar fi ca o anumită experiență pozitivă să te blocheze pentru ceva care este și mai bine. Exact. Da? Și cam asta este și lupta a avansării până la urmă. Să vezi că totuși, da, informația care o ai a fost benefică, dar nu a fost întreagă. Adică dacă tu crezi că a fost întreagă, tot ce apare în plus nu poți să primești. Da? Dar dacă poți să vezi că poți să adaugi acestui lucru ceea ce lipsește, nu neapărat să tăgădești tot, dar vezi că nu este de ajuns. Și dacă ești în stare să faci asta, e bine, dar cei mai mulți oameni și mai ales religioși nu primesc ceva deasupra a ceea ce ei până acum au înțeles. Și dacă vine ceva care aparent contrazice ceea ce ei au învățat, dacă nu sunt în stare să pună pe cântar ceea ce ei au văzut până acum, ca să poată să evalueze și informația nouă cu care s-au confruntat, el nu poate să avanseze. Da? De aceea, cu cât omul este mai în stare să zică, n-am de ce să mă tem să explor acest lucru. Da? Să zic, hai să văd unde duce, care e raționamentul, care este construcția. Pentru că nu te oprește nimeni să studiezi, nu? Să vezi cum stau lucrurile. Dar dacă acea experiență sau acel lucru pe care știi până acum te blochează, și vezi aia ca bucata definitivă, n-ai nicio șansă să avansezi. Și eu sper că nu, ne blocăm. Adică, și eu sper același lucru, adică da. Dacă eu caut adevărul,
atunci orice provocare ar trebui să mă ajute doar să descoperi adevărul, pentru că un adevăr este absolut, nu se poate schimba. Da? Și atunci orice provocare, orice nouă informație doar mă ajută să cresc. Exact. Așa, n-ar trebui să-mi fie frică deloc, ci de fapt, hai să aduc provocările, hai să invit provocările și să văd, ok, ce am descoperit, este adevăr sau nu este? Sau mai am încă ceva de învățat, nu? Dar din păcate, eroarea din noi se ține de ceea ce știe până acum și nu este, e de multe ori în stare să pun la îndoială ceea ce știe până acum. Exact, și atunci îl atac pe celălalt, îl pun tot felul de nume, îl resping, îl înlătur, doar ca să păstrez ceea ce s-a. Deci asta închide orice ușă pentru a învăța, pentru că atunci când Dumnezeu a creat Duhul, l-a făcut să se poată expanda veșnic, adică să acumuleze noi și noi lucruri. Da, câteodată trebuie să rectificăm că ce am crezut până acum n-a fost nici măcar complet, sau poate a fost fals. Dar de ce rațiunea să nu ne ajută? De ce să ne plafonăm? Nu văd niciun sens în a rămâne unde ești. Eu asta văd. De când am început, de 20 de ani de când sunt în cabinet, și ori de câte ori când fac o prezentare, la început mă gândesc, apoi iau aia de data trecută. Și, nu? Dar când încep să gândesc, nu mi-ajunge aia de data trecută. Și atunci trebuie să mai completez, să fac ceva. Și nu așa ajunge ca să se amplifice lucrurile, să le vezi tot mai bine, să le vezi tot mai adânc. Deci, dau un sfat, este să nu ne plafonăm la ceea ce știm. Pentru că avem o lume infinită de pătruns. Și asta a fost foarte fain, urmărindu-te de câțiva ani, te-am cunoscut în 2011 și atunci te-am urmărit, atunci încă desenai. Dar am văzut cum continuu crești. Da? Și cred că asta este ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Nu? Da. Dumnezeu ne-a făcut să creștem. Da, nu rămânem la stadiul la care suntem, ci tot timpul adăugăm. Numai ceea ce e frumos, nu dăm la o parte ceea ce am învățat până acum, doar se face mai amplu, mai frumos, mai clar. Dacă am avut baza corectă. Dacă am avut baza corectă, clar. Deci, o bază corectă te duce să adaugi. Asta, nu te aduce să corectezi. Dacă e de corectat, e bine când observi să corectezi, dar o bază chiar dacă bună... e greu, că am avut de câteva ore. Știu că e greu această corectare. Dar aici trebuie să ne ajute rațiunea și Dumnezeu ca să zice, vrei să te minți? Vrei să fii nesincer față de tine? Că atunci nu mai există șansă dacă vrem să fim nesincer față de tine. Exact. Dumnezeu să ne ajute și pe tine și pe mine să creștem, pe cei care urmăresc, să fim gata ca să primim provocarea lui Dumnezeu, să mergem la următorul pas și să creștem. Așa să fie.